Gheorghe Funar, fostul edil al municipiului Cluj-Napoca, spune că singura soluție pentru rezolvarea problemelor din traficul clujan este metroul. Răspunsul vine la întrebarea jurnaliștilor NCN și anume, care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar redeveni primar al Clujului? Prioritate pentru municipiul nostru o constituie o mare investiție și anume realizarea metroului. Un oraș, un municipiu cu circa 400.000 de locuitori, are nevoie de un metro. Mai mult, Funar spune că el a venit cu această propunere în vremea în care era primar. Eu am avut această idee, dacă rețin bine, în anul 2000, am lansat-o în campania electorală pentru alegerea primarului. Însă, ideea nu a fost acceptată de Consiliul Local de la acea vreme.